Era prin anii 1960-61, în celularul din Aiud. Într-o zi se anunță prin morse la perete și calorifer. A murit părintele Ilarion Felea. Cine nu-l cunoștea pe părintele Felea în Aiud? Erau fețe înalte din alte confesiuni, dar nimeni nu avea popularitatea părintelui Stăniloae, a ieromonahului Anania și a părintelui Ilarion Felea, toți fiind în Aiud la ora aceea. Când moare cineva afară, vin toți cei dragi și-l petrec după toată rânduiala creștinească. Pe părintele Felea l-am petrecut cu sufletele noi, frații și rudeniile lui, de idealuri și suferință. N-a fost bătrân, dar a murit pentru că nu i s-a dat asistență medicală, așa se planifica în pușcăriile comuniste. Cred că este o obligație a noastră, responsabilitatea de a ne asuma o anumită memorie și mai ales plecând de la suferințele și mărturisirile din istoria noastră recentă. Din păcate, în condițiile actuale, prea puțin reușim să asumăm această memorie, să ne dăm seama despre crucea asumată cu foarte multă demnitate de cei care au trecut prin închisorile comuniste. Cele trei dosare penale ale părintelui profesor Ilarion V. Felea ne dezvăluie date semnificative despre cele trei arestări ale părintelui, despre cum a suferit și cum a avut parte de sfârșitul pământesc. El era văzut ca legionar. Figura în documentele organelor de ordine ca legionar, pentru că în timpul guvernării legionare acceptase să fie membru al mișcării legionare pentru 3 luni. Trebuie văzut în ceea ce a constat activitatea legionară a părintelui Felea. În nenumărate documente găsim că dânsul spune că a intrat pentru că așa erau vremurile. El, de altfel, a și scris împotriva comportamentului prea ideologic al unor preoți. A luat cuvântul împotriva acelor slujitori al altarului care aveau un comportament prea politic. El spunea că dacă vremurile cer să intrăm în mișcare legionară, atunci noi, ca preoți, trebuie să fim duhovnici, nici de cum luptători politici. Deci, iată, avem un Ilarion Felea în timpul guvernării legionare, puțin diferit față de cum cereau vremurile politice. Toate acțiunile și scrierile, textele părintelui Ilarion Felea, vedem că el nu face politică în ele. Nu vom găsi un text în care să putem spune că, într-un mod sau altul, părintele Felea ar putea fi prins într-un fel de ideologie. Și cred că, așa cum este și cazul părintelui Stăniloae și a altor gânditori și teologi din perioada interbelică, ei au avut conștiința că trebuie să slujească idealurile și valorile tradiției teologice românești, precum și idealurile și valorile Bisericii Ortodoxe în contextul atât de tumultos și, am putea spune, atât de confuz uneori al perioadei interbelice. După instaurarea regimului comunist în România, preotul profesor Ilarion Felea a fost închis 6 luni în lagărul de deținuți politici de la Caracal, împreună cu alți slujitori ai altarelor, eliberat o vreme, apoi arestat din nou în ianuarie 1949. Tata a ajutat un prieten pe care îl știam foarte bine. Tânăr, avea soție cu copil muritori de foame. Și tata le-a mai dat sistematic niște bani. Asta atunci în 48. Regimul declanșase o prim val de arestări în mai 1948 împotriva celor care erau considerați legionari, figurau ca legionari în documentele fostelor organe de represiune sau care erau văzuți ca legionari în acel moment. Un fost legionar, Grigore Cantemir, parașutat după 23 august 1944 în spatele frontului, încerca să închege o mișcare de rezistență anticomunistă în zona Radului. Acest Grigore Cantemir a intrat în legătură inevitabil și cu părintele Ilarion V. Felea. A fost vorba de o singură întâlnire.
siguranța a aflat și în noaptea de 5 spre 6 ianuarie 1949, în ajun de Bobotează, 45 de persoane din zona Aradului erau arestate de securitate. Între aceștia erau și 10 preoți, de care și părintele Ilarion Fele. Tata a avut proces la Timișoara și toate procesele astea primeau o amploare în ziare, se vorbea numai despre ele, uite, oameni așa mai departe, zic, azi mâine mă trezesc, i-am zburat definitiv din toate școlile din țară. Pe cât timp, nu știu, dar sigur. Cunoaște închisorile de la Timișoara și Aiud, el fiind eliberat la 5 ianuarie 1950. Ilarion Felea a văzut lumina zilei în satul Valea Bradului din țara Zarandului, în familia unui preot ortodox. Părinții săi erau moți de origine și așteaptă învierea din veac, chiar lângă biserica închinată a dormirii Maicii Domnului din această localitate. Jurnalul personal, ziuarul personal, opera vieții mele, cum o intitulează părintele Felea, începe cu data de 6 august 1927 și am putea spune că această dată în care este marcată instalarea lui pentru prima dată în parohia Valea Bradului, este pusă sub semnul transfigurării, a schimbării la față. Ceea ce se știe mai puțin, sau nu că nu se știe, dar nu s-a adâncit mai mult, este faptul că era dintr-o familie foarte evlavioasă, dovadă că avea un frate mult mai mare, Ioan, mai târziu Ieronim, în călugărie, Felea, care și el a fost profesor la teologia din Sibiu, de când bisericesc, tipic, și cu tânăr, un foarte bun predicator, a ajuns după aceea și la București, chiar directorul, arhimandrit al internatului teologic și un om cu o mare suprafață. A candidat la scaunul arădean, aici. Deci familia Felea era cunoscută aproape că să fie și ierarh al locului, dar nu părintele Ilarion Felea, ci fratele său. La colegiul Avram Iancu din Brad, părintele Ilarion Felea a fost elev, dar și profesor suplinitor după studiile primei facultăți. Ultimele clase de liceu le absolvise la colegiul Moise Nicoară din Arad. Dorința părinților a fost ca Ilarion, fiul lor, să se facă preot. Ca și fratele său mai mare, Ioan, a urmat cursurile Facultății de Teologie din Sibiu, cunoscută în epoca interbelică sub denumirea de Academia de Teologie Andreeană. Aici tânărul student s-a format într-o ambianță teologică și duhovnicească, cu atribute specifice, datorită personalității carismatice a mitropolitului Nicolae Bălan, cel care îi îndrumase pașii de început și părintelui Dumitru Stăniloae. În iulie 1927, Nicolae Bălan l-a hirotonit pe Ilarion Felea, diacon și preot duhovnic, în capela mitropoliei din Sibiu, după ce acesta se căsătorise cu Valeria Faur, o tânără din Crișcior. Între Crișcior și Valea Bradului există o cale de comunicare peste munte și asta era tradiția nedeilor, nu? Că se întâlneau oamenii pe găina, nu? Se întâlneau la pentru că erau din voi diferite și asta însemnau, origini puțin diferite, deci o împrospătare a sângelui. La Crișcior se păstrează o veche biserică de zid românească, ctitorită de Cneazul Bâlea și soția sa, Jupânița Vise. În acest lăcaș, unde se conservă pe pereții pronaosului pictură veche murală cu chipurile ctitorilor și scene biblice,
a avut loc nunta lui Ilarion Felea cu Valeria Faur, fiică de notar. Cei doi au dat naștere la doi băieți. În primii ani de păstorire, Ilarion Felea a fost parohul comunității din Valea Bradului, după care s-a mutat prin alegere ca preot în Arad, la parohia din cartierul Șega. Ogorul era mare și trebuia lucrat cum se cuvine. A găsit biserica în plin șantier de zidire. La sărbătoarea pogorârii Duhului Sfânt din anul 1930 s-a pus piatra de temelie a acestei biserici de către vrednicul de pomenire episcop Grigorie Comșa al Aradului, iar la 14 septembrie în același an s-au sfințit crucile care s-au așezat pe turla bisericii. Părintele Ilarion a păstorit la Șega, continuând lucrarea de zidire a bisericii, fiind numit pe drept cuvânt ctitorul acestei biserici. Astfel, la 17 septembrie 1933 să aibă loc sfințirea acestei biserici, evenimentul de atunci fiind marcat în periodicele vremii, între care Biserica și Școala, revista Eparhiei Aradului. Cu parohienii săi de la Șega Arad, părintele Felea organiza acțiuni culturale și sociale și mergea des în pelerinaje la mănăstirile arădene. A zidit suflete, iar amintirea sa este vie. În urmă cu câteva săptămâni, unul dintre credincioșii născuți în vremea în care părintele Ilarion se afla ca preot paroh la Șega, m-a întrebat și și-a exprimat dorința de a afla dacă părintele Ilarion Felea a fost cel care l-a botezat. Și căutând, desigur, în matricolele parohiei, am găsit consemnarea că părintele Ilarion Felea i-a săvârșit taina Sfântului Botez. Spunându-i acest lucru, mulțumirea a fost una cu totul deosebită. În anul 1939, părintele Ilarion Felea este numit de către episcopul Andrei Magieru, preot la Catedrala din Arad și profesor la Academia Teologică din același oraș. Nu renunțase la misiunea sa de slujitor și mai ales de a face cateheză. Aducea numeroși tineri în biserica sa. El a inițiat și un program de ajutorare a familiilor preoților care se aflau în închisori. Alături de alți preoți, strângea, făcea colecte de bani și materiale și ajuta familiile care se aflau în greutate. Și din acest motiv, securitatea a aflat și a catalogat acest gest al părintelui Ilarion Felea ca un ajutor legionar. Deci l-a văzut într-o cheie ideologică legionară. Mișcarea legionară este o eroare a istoriei, iar regimul comunist, unul la fel de ilegitim în perspectiva timpului, a folosit-o ca un cal troian pentru a-și justifica arestările și crimele. La 25 septembrie 1958, securitatea operează arestări în rândul preoților din Arad. Sunt arestați mai mulți preoți, precum Ioan Ageu, Tudor Demian, Cornel Caceu și părintele Ilarion Felea. Sunt anchetați la Arad, Timișoara și chiar la București. Sunt acuzați de infracțiuni împotriva regimului comunist după un scenariu al securității într-o cheie ideologică, care ar fi conspirat chiar încă din timpul primei detenții împotriva regimului prin o organizare clandestină a mișcării legionare. Și că astfel, ajutându-i pe ceilalți, ei aveau de gând
să contribuie la căderea regimului comunist? Trebuia să hotărăsc da sau nu, spun sau nu spun ceva, pentru că în asemenea situații ei insinuau că dacă se întâmplă, nu vă acuzăm cu nimeni, dar se întâmplă ceva, era după Ungaria, când căutau să depisteze tot ceea ce a mișcat atunci, frunza care s-au mișcat în copaci și frunzele în timpul mișcării de acolo. Situația dramatică a lui Ioan Felea în anii arestării tatălui său este emblematică pentru multe familii de deținuți politici din România. Eram în dubiu, spun, nu spun, gândeam că poate sinceritatea este, mă rog, impresionează favorabil și sugerează că purtătorul de sinceritate este un om corect și până la urmă n-am spus nimic. Destinul părintelui Ilarion Felea s-a împlinit ca dascăl și rector al Academiei Teologice de la Arad. Aici a predat dogmatica, omiletica, apologetica și mistica. A fost mare predicator și bun păstor de suflete. Era o datorie de conștiință față de cel care a fost și profesor și rector. Avea această încredere din partea oamenilor că este un om care răspunde tuturor idealurilor românești. Acest lucru a dus până la urmă și la atribuirea numelui său Facultății de Teologie. El a fost legat de marele centre culturale din vremea aceea, mai ales că a fost profesor și la Cluj și aici la Arad. A avut și conștiința responsabilității acestor centre universitare în formarea tineretului studios a teologilor, cu pregătirea sa, cu lucrările cunoscute și unele chiar premiate de Academia Română, desigur că reprezenta un om de mare cultură și suprafață cu influență în mijlocul opiniei publice. De la părintele Ilarion Felea avem de învățat foarte multe ca studenți teologi, mai ales zelul său misionar apostolic, dar și faptul că a adus o viață duhovnicească autentică. Nu ne rămâne decât să-i urmăm exemplul, după cum ne îndeamnă și Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Evrei, mărturisind: fraților, aduceți-vă aminte de mai marii voștri care v-au învățat pe voi cuvântul adevărului, fiți cu luare aminte cum și-au încheiat viața și urmați-le credința. Părintele Dumitru Stăniloae, când traduce și editează cele patru volume din Filocalia românească la Sibiu, unul dintre cei care răspândesc aceste lucrări este părintele Ilarion Felea. A avut o predilecție pentru dimensiunea duhovnicească a teologiei și a mai avut ceva. A sesizat necesitatea unificării gândirii teologice, adică a sesizat cumva în scrierile sale unitatea dintre dogmă, spiritualitate și cult în teologia ortodoxă, influențată, desigur, de modelele teologice apusene, dar a denunțat de foarte multe ori aceste sciziuni care există în gândirea teologică și mai ales necesitatea recursului la teologia patristică și la unificarea teologiei pe coordonatele dogmă, spiritualitate, cult. Părintele Dumitru Stăniloae, marele nostru teolog, el însuși trecut prin rigorile temniței comuniste, mărturisea: părintele Ilarion Felea m-a întrecut ca preot, dacă eu sunt teolog, el e și trăitor. Părintele Ilarion nu odată a insistat că teologia nu se epuizează în granițele unei științe academice și că e nevoie să fie mărturisitoare și mărturisitoare în spațiul public și pentru întregul popor. Practic, el a trăit și a murit pentru credința pe care a invocat-o, pentru Hristos. A știut cum să moară, pentru că a știut cum să trăiască această credință. Nu poți să asumi doar în fața morții, doar în clipe, poate limită,
exigențele unui mod de a fi dacă nu ai exersat acest mod de viață prin tot ceea ce ai trăit. El i-a urmat pe marii mărturisitori ai bisericii sau pe martirii bisericii prin această consecvență, prin acest dor formidabil după Hristos, după adevăr, după cele sfinte. Slujirea preoțească a părintelui Ilarion Felea este împletită cu o activitate sistematică de definitivare a studiilor superioare și doctorale. Era o cale a desăvârșirii exprimată de opera sa teologică. Părintele Felea, de fapt, chiar de la teza sa de doctorat despre pocăință, arată pe linia Sfinților Părinți că o teologie autentică este o roadă a pocăinței. Iar pocăința nu este interpretată doar în sens psihologic, ca o anumită părere de rău pentru greșelile făcute, pentru păcate sau pentru anumite insuficiențe, ci ține de metanoia, de prefacere, de puterea înnoitoare a minții și a inimii, care este dobândită prin lucrarea Harului. Teologia părintelui Ilarion Felea stă în relație intimă cu mântuirea, asumată plenar prin dăruire, jertfă și mărturisire. Mărturile despre părintele Felea au continuat și după anii 90, adică cei care l-au cunoscut, l-au auzit predicând în Catedrala Istorică a Radului, au rămas amprentați de personalitatea teologică și duhovnicească a părintelui profesor Ilarion Felea. Într-o predică de-a sa sugestivă despre apostolat și martiriu creștin, spune părintele Ilarion Felea: martirii au biruit deodată două lumi. Lumea exterioară, piedicile din exterior, torturile, prigoanele la care au fost supuși, teroarea, face o înșiruire a torturilor fizice și sufletești la care au fost supuși, vorbește și de noile torturi aduse de tăvălugul ideologiei fără Dumnezeu, a ideologiei atee, a ideologiei comuniste, și spune că martirii nu au biruit doar această lume a exteriorității, care este materializată prin atacurile din afară, ci și lumea de dinăuntru, a propriilor patimi, a propriilor insuficiențe. Ei au biruit în exterior pentru că, în primul rând, și-au biruit lăuntric patimile. Aflând vestea mutării la Domnul a părintelui Ilarion Felea, am stat de veche două seri până l-au dus la groapă la Trei Plopi, cimitirul deținuților politici. Noi stăteam sub pătură. Era după ora 10, ora stingerii. Nu ne mișcam. Toți cei 5.000 de prizonieri politici din Aiud, asistați de cei 400 de preoți ortodoxi, se rugau după rânduială. Cei de jos ne comunicau că s-a ajuns la poarta principală, unde se petrecea scena cea mai sinistră. Venea ofițerul de serviciu cu o bară ascuțită de fier și o înfigea în inima celui răposat, să se convingă stăpânirea de moartea omului. Preot Ioan Bărdaș.